Salutare și bine v-am regăsit la un nou video în ucile mele de cocos. De data asta o să fie un video puțin diferit față de celelalte cu care v-am obișnuit în ultima vreme. După cum vedeți, stau aici în dormitor pe pat, exact așa obișnuiam eu să mi-o filmez videourile la început când am făcut acest canal. Și chiar mi-era dor să stau așa cu camera mare, exact aici pe pat și astăzi voi face un haul cu niște produse super faine. Tocmai am primit acum un pachet de la Noua Moda și am să vă las și vouă linkurile imediat sub video ca să vedeți exact produsele pe care le am și eu, dacă vreți să vi le luați și voi. Este un site pe care l-am descoperit recent și chiar acum o să am prima impresie asupra lucrurilor pe care le-am primit. Și am aici o punguță plină, dar știți ce înseamnă plină? Plină cu lucruri! Ia uitați! Bune! Deci am aici un penar, ia uitați, un penar pâsăcuță, nu uitați că aveți link-urile imediat sub descriere, da? Arată super cute! Și aici o să pot eu să-mi pun creioane și alte chestii care stau de iure, așa cum o să stea în pisicuța asta super cute. Tot timpul am văzut chestia asta pe net și îmi doream și eu să am și sunt foarte bucuroasă că am acum, da? Ok, deci super tare! Am aici un tricou cu curcubeu! Ia uitați ce frumos arată tricoul acesta cu curcubeu! Eu mi l-am luat în mărimea S. Este destul de măricel așa, S-ul ăsta. Este așa mai mult spre medium, dar arată gorgeous! Este super confortabil, foarte, foarte, foarte drăguț și chiar îmi place! Ia uitați cât de drăguț este și este destul de greu să găsești așa chestii cu curcubeu, dar acesta este super cute. Nu-i așa? Haideți să continuăm cu această rochiță. Deci vreau să văd dacă arată exact ca pe site. Materialul pare să fie bun, pentru că, sincer, pe site mi-a plăcut atât de tare rochița asta. Bă! Bă! Pare cam lată și este în mărimea S. Oare o să-mi vină? A, cred că-mi vine, dar are o talie dintre aia uriașă, dar se pare că are aici un cordon. Asta e bine, pot să-mi fac așa bufantă. Materialul chiar este plăcut, vreau să văd cum îmi stă. Îmi place super tare cum vine pe mine și am să îl chem și pe Felix să vedem reacția lui. Ce ziceți, îl chemăm? Să filmăm reacția lui. Ce mâncai? Ce mâncai? Ce mâncai? Gem. De la bunica? Da, doar fructele, că gem nu-i dulce. Mamă, ce mișto e! Îmi stă fain? Unde porți asta? În oraș. E faină. Dacă mă scoți la restaurant. Ia fă pirete. Dacă mă scoți la restaurant. Fă pirete. Deci, arăt șmecher. Ce ziceți, un cicloc de cocos, vă place? Cum arăt? E foarte faină. Mă scoți în oraș? Bine. O dată pe lună. Bine, ești îmbrac așa. Okay. Deci trebuie să ne luăm o oglindă, oameni buni, ca să pot să fac parada modei mai bine. Și eu să mă văd. Ce notă dai? A, 10, maximă. Care o fi maximă? Mersi! Că tot suntem la rochițe, mai am aici o rochiță super, super, mega deosebită, care mi-a plăcut la nebunie când am stat pe site și vreau să văd acum cum arată în realitate. Materialul este fain, frate, deci am crezut că o să fie neplăcut, dar este fain. Acum nu știu cum rezistă în căldură. Merge o poză rochița asta! Merge o poză! M-am îmbrăcat în rochița asta și pot să vă zic că îmi place la nebunie. Este atât de finuță și romantică, mă simt efectiv ca o zână. Haideți să-l chemăm și pe Felix să vedem reacția lui. Hai să vezi cum stăm cu rochița asta! Deci, este super drăguță! Deci că dimineață? Da, știu! Tu ți-l ales? Da! E faină? E faină, dar sunt elegante toate. Da, de mers la restaurant. Trebuie să mă scoți mult la restaurant. Bă! Deci, nucilor de cocos, voi ce părere aveți? Cu niște sandale, Felix, cu niște sandale și cu... Așa trebuia să mă îmbrac la ziua mea. Uite spatele, numai că am aici o etichetă. Știi cum se cheamă spatele ăsta? Când e cald afară. Am etichetă. Lasă, lasă, lasă. Lasă, lasă, lasă. Așa acolo. Ce-i meu? Așa. E fain? Aha. E fain? Felix își ține piersica în gură. Asta faci ca să-ți filmezi soția. Trebuie două mâini. Deci, e faină? Da, e faină. Și toate de la restaurant. Felix zice că-s de la restaurant. Dar de ce toate de ieșit așa șmecher? Păi, ca să mă scoți.
M-am prins. Acuși urmează să facem 3 ani de la căsătorie. Păi cu ocazia din se face, normal. Da, probabil așa o să mă îmbrac. Ce ziceți, nucilor de cocos, să mă îmbrac așa? E foarte faină, chiar e foarte faină. Mă voi îmbrăca așa, pe 19. Dar unde-ți trena? Păi nu-i trena. Mamă, nu ce ia, deci, este super mega cute. Mie îmi place tot, dar ce-s cu volanele la mână? Eleganță. Da? Mie îmi duce a popularește. Prețurile sunt super ok pe site-ul ăsta, chiar destul de ieftine. Puteți plăti când ajunge curierul în fața casei voastre și chestia este că durează puțin cam mult când primești lucrurile, având în vedere situația în care suntem, dar, sincer, a meritat așteptarea. Acum, asta este unul dintre cele mai cute lucruri. Materialul este fain și stați să vedeți, stați să vedeți. Deci, ce părere aveți despre cel mai cute tricouaș ever cu acești doi pisoiași super, super cute care se iubesc aici, niște pisoiași romantici. Ia uitați cât de cute este! Deci este un tricou super mega drăgălaș, unul dintre cele mai frumoase pe care le am. Și deci nu poți să nu te îndrăgosești de pisicuțele astea două. Sunt așa de cute și mai sunt și pe alte variațiuni de culori. Și pe alb, și pe roz, și pe albastru, roșu, nu mai știu exact. Eu mi l-am ales pe ăsta pe negru pentru că cred că se vede cel mai bine ilustrația. Și deci este frumos. Am gusturi sau n-am gusturi? Eu zic că am gusturi bengoase. Și apropo de gusturi și apropo de chestii cute, haideți să vă arăt următorul. Bă! Ăsta e perfect pentru la Paști! Ia uitați, avem aici un tricouaș iepurilă cu un morcov pe umăr. Adică eu pe site nu văzusem morcovul ăsta, dar e foarte, foarte drăguț. Cel mai mult mi-au plăcut urechiușele astea, adică, ia uitați și voi, sunt niște urechiuși așa, 3D. Vedeți ce cute sunt? Ia să vedem momentul adevărului, dacă stă bine acest tricouaș super cute! Ce urechiușe faine are aici, poți să-ți folosești pe post de buzunar, poți să spui ceva, glumesc, dar eu sincer nu am mai văzut tricou așa de interesant și pe acesta îl puteți găsi pe mai multe culori, însă mie mi-a plăcut cel mai mult așa, din câte văd eu mă deranjează așa puțin aici, adică cum se vede, nu știu, la umăr, aici în partea asta. Cred, nu sunt sigură. Place. Voi ce părere aveți? Stă puțin cam ciudățel aici, partea asta, ce-i drept. Dar, în rest, este foarte cute și avem și morcovelul acesta. Este așa ultra copilăresc, dar cred că se potrivește, adică și pentru mine. Nu știu, mie-mi place. Voi ce ziceți? Deci, încă o dată, am gusturi sau n-am gusturi? Eu zic că am gusturi. Încă un tricou super fain. Pot să vă zic că am stat o grămadă până să-mi aleg toate lucrurile astea. Deci o grămadă, dar se pare că am făcut o treabă excelentă. Oh, ăsta merge cu o fustiță! Ăsta merge cu o fustiță! Îmi place simplitatea tricoului ăsta. Deci este foarte simplu și de efect. Este uber cute și cred că merge foarte bine cu o fustiță neagră sau cu o pereche de blugi. Deci, ce părere aveți? Nu-i așa că e cute? Ce faci? Ce vrei să mănânci? Vreau să mănânc și eu gem. Vrei să mănânc gem? Mm-hmm. Vreau niște paste. Vreau paste. Dar până atunci mănânci o perie de gem, că se ține paste, să durează tot. Da. Două ce părere ai de tricou ăsta? E fain. E cute? Da, e face fain. Dar haine nu. Oh my god, am uitat! Deci, atât de mult am căutat pe net. Nu celor de cocos, deci am căutat atât de mult și am găsit pe site-ul ăsta, stați să vedeți. Ta-dam! Cordeluțe dintre astea cu trandafiri, știți că eu mai aveam una și mai am una pe roșu închis, cred că de vreo 2 ani și o purtam non-stop până ce s-a rupt, trebuie să mi-o lipesc. Și tot mai căutam una asemănătoare, dar n-am găsit. Oh, ce drăguță este, mă simt ca o regină. Deci îmi place mega tare! Ce părere aveți? Vă place și vouă? Dacă vreți să avem la fel, nu uitați linkul sub descriere. Și este bengoasă, deci urmează să fac niște poze pentru Instagram. Bă, am primit și un metru de croitorie! Asta cumva ca să-mi măsori eu talia? Super tare și așa nu aveam așa ceva prin casă. Mersi!
Mai apoi am aici un... Bă, am crezut că e de două piese, dar se pare că este un fel de salopetă. Mie îmi plac foarte mult salopetele, chiar și acum port o salopetă pe mine. Așa că nu mă deranjează. Ia uitați, avem aici o salopețică movulie, așa ca și cum ar fi pictată cu acuarelele. Este foarte drăguță și este mov, pentru că am înțeles că vreți să facem cumva 24 de ore în mov. Așa că eu m-am pregătit, după cum vedeți. Salopețica asta pot să zic că mă simt extraordinar de confortabil în ea, adică nu vine să cred, este în mărimea S ca toate celelalte și îmi vine foarte, foarte bine. Îmi place super tare culoarea, arată foarte bine, uitați. Deci nu știu dacă mă puteți vedea, mă urc aici, mă vedeți? Mă vedeți, mă vedeți, mă vedeți? Deci chiar mă simt super confortabil în ea. Opa! Ce noapte îmi dați? Ce ziceți, fraților? Se arătă și lui Felix? Hai să arătăm lui Felix. Îți place? Ce costum e asta? Asta e costum de sport sau de care? De așa, de relaxare. E faină culoarea. Știi care sunt culori faine? Mi-e da așa multă pijama. Păi este pentru 24 de ore. În pijama? Nu. E de stat prin casă. E relaxare. Pijama, Cristina! Nu e chiar pijama. Pijama. E de stat în casă, Felix. Pijama faină, cu buzunare mari, știi, ca să... Să iei sandwich-ul cu tine, că nu-i simpată. Foarte fain. Uite acolo sandwich-ul, e tableta. Uite, intră sandwich-ul aici. Da, e plăcută. E faină, 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 adesea faină. Vrei și tu? Vrei și tu? Ar trebui. Hai ce filmezi. Ia uitați, deci arată super bine și lui Felix îi place, se pare. El zice că e pijama, dar eu zic că este confortabil de stat prin casă. E pijama. Felix, eu stau un iam prin casă și nu o să fie pijama. Știi? Nu stai pijama toată ziua. E pijama. Nu, nu e pijama. Așa și în buzunare, ca să-ți iei mâncare, ca atunci când dormi, când să mănânci cu ceva înainte. E adevărat. E fain, oricum. Și tot pentru mov, poate nu trebuia să vă zic, dar ia uitați ce am mai pregătit aici. Am pregătit aici o rochiță ultra mega cute. Bă, ia uitați ce rochiță. Este din material dintre ăsta așa creponat cu multe, multe cusături și cred că o să-mi stea super bine. Deci rochița asta arată efectiv ca o bumbunică. Deci ia uitați. Ați mai văzut voi asemenea chestie faină? Haideți să-l chemăm pe Felix să vedem. Cred că o să-i pice față. Mai am o rochiță șmecheră, vii să o vezi? Bă, ce haine faină ți-a ales. E faină? E faină. Dar e și comodă. Da. Foarte faină. Ești miștoacă ești. Sunt miștoacă? Ești miștoacă. Deci mă simt ca o păpușică. E cute. Abia aștept să fac 24 de ori în mov. Nu cele de cucu sau ales că vor. Foarte faină deci, culoarea. Ia uitați cât de bine arată aici. Zici că e un fel de hârtie. Da, dar pentru asta trebuie să ce? Trebuie să arăți bine. Ce? Pentru rochița asta. Te ții respirația? Nu, ea e foarte emulată, dar nu trebuie să arăți aici nimic, trebuie să arăți perfect, știi, nu trebuie să mănânci prea mult în rochița asta. Asta nu e de restaurant. Asta e, tu vrei să zici că dacă mergi la restaurant, când ieși de acolo, ieși cu burtică? Dacă mergi la restaurant cu rochița asta, trebuie să-ți comanzi doar o salată. Hai, lasă, că nu se umplă atâta. Pa, Felix, se vede tot. Te vede? Deci e faină? Foarte bine stă. Ce elegantă, mușină. Vede, ce faină aici. Toate e faină. E super cute. Trebuie oglindă, Felix, trebuie oglindă, dăm comandă. În continuare, mai am aici o rochiță la care mi-a stat gândul foarte mult. Adică ia uitați ce drăguță este. Ia uitați ce drăguță este, este exact pe stilul meu. Acum vreau să văd dacă îmi stă bine sau nu. Pentru că, vedeți, îmi cam plac materialele astea așa cu flori, cu imprimeuri. Mamă, e super drăgălașă. Tocmai m-am îmbrăcat și cu rochița asta, îmi stă foarte bine. Este mărimea mea. Doar că e foarte, foarte, foarte puțin lărguță la talie, deci cam atât, vreo 2 cm în plus. Însă îmi place materialul, imprimeul, pare foarte confortabilă și haideți să-l chemăm și pe Felix să vedem dacă și lui place. Eu n-am bucurat. Cum ești? Interesantă, dar nu că nu dau seama ce este. Este o rochiță. Și asta unde se folosește? În oraș. Da, interesant. Dar după ce ai venit așa cu lor, cu clopote pe aici, aici ai totul. Aici am semiclopoțel, uite, la umăr. Sigur, aici e un semiclopoțel. Toate stau bine pe tine. Toate stau bine pe mine? Asta e adevărat, da, toate stau bine pe tine. A, asta merge cu curea din aia.
Da, vezi? Și Felix a simțit că mi-e puțin largă. Mi-e puțin largă aici cu 2 cm. Uh-huh. E bună dacă mănânci. Da, ai de mers la restaurant când vrei să mănânci mult. E super cute. La restaurant sau la șaurmerie, Cristina? Sau la șaurmerie. Tot aia. E foarte cute, așa, mai asiatic, așa puțin. Tu știi că e asiatică? Nu? Da. Asta vreau să fac orez, dar fac paste. Ai, ce cute! Mă bucur că îți plac rochițele mele, Felix. Ai multe. Aici e aia. Am luat și ție ceva. Ce e asta? A venit puțin cam mică. Zici că e de zidar. Ba, mică, cred că o să mă păstrez mie. A, ți-a luat tot. Intenționat ăla mică, Cristina, și am eu. Bă, adevărat, deci credeam că e mai mare, dar uite-și tu. E puțin mai mare decât mine. Crezi că-ți vine? M, nu. Asta e L. E M. E L, uite, L. L. Dă să văd. Ia să vedem dacă-ți vine. Vine imediat. Trebuie să o calc, Felix, trebuie să o calc acum mai buțită. Mersi că mi-ai dat așa. Păi da. Să știi că-ți vine. Ce e asta, frate? E o cămașă. Dacă nu o să fie spălată și călcată... Că-ți dezidar, frate. De ce? Și plus că ce material asta cu mămâncă? E ceva un fel de in, ce-i drept. Nu s-o obișnuit cu in, s-o obișnuit cu poliester. Da-ți-i poliester și puțin la asta și-ți mulțumit. Lasă că și astea lumele au poliester. De acum, mie mi-a place cum ăsta. Vezi că ți-o calc eu acolo. Deci îți rămâne ție sau o iau eu? Nu ți-o dau. Mi-o dai? Ți-o dau. E bine. Păcat. Dar n-am nimic, dar mâncă. Și ați văzut că am dat-o pe rochițe, oameni buni, în ultima vreme, deoarece este foarte cald afară și, sincer, nu știu cum, acum câțiva ani în urmă, reușeam să merg în blugi vara. Acum n-aș mai putea. Acum m-am dat pe rochițe, după cum vedeți, sunt o romantică. Și mi-am luat aici o rochiță ultra romantică. Se pare că este mărimea M. Eu știu că am dat S. Ia uitați. Și cu asta merge o poză. Deci merge o poză. Deci, vedeți ce imprime o drăguțare? Partea de sus este tot așa creponată, iar aici jos are un șliț bengos. Și îmi place la nebunie că e pe umeri. Sper să fie confortabilă. Și rochița asta este superbă, însă mă cam strânge puțin aici. Dar este atât de frumoasă. Stați să vă arăt. Și cred că e prima mea rochie lungă, adică e așa de vară, trebuie să o calc, dar arată super gorgeous. Hai să vezi ultima rochiță! Mamă, Cristina, ce rochie de plajă? Zici că e rochie de plajă, nu? Nu știu. Zici că e de plajă? E de mers și făcut poze. În anul de floarea soarelui. E de Instagram. E de Instagram! Deci, îți place? Lungilor de cocos, ce părere aveți? E faină. Asta merge cu niște sandale, dintre alea în alte, așa. Ai? Să ascunde faptul că sunt cu șpirică, da. Nu ești cu șpirică, ești înălțimea perfectă de femeie. Asta înălțimea perfectă. E puțin strâmb aici, mă cam strânge aici. Da. Dar în rest e așa de frumoasă. E faină. E faină. Trebuie să facem niște poze în rochia asta. Așa că fiți atenți pe Instagram, da? Că urmează. Trebuie oglindă. Chiuță, mă zic auză. Felix râde. Felix, nu râde de zână! Dar cum să nu te simți? Cum să nu te simți ca o zână când ești într-o rochiță așa de zână? Adică, serios, n-ai cum. Păcat doar că e super strâmt aici, deci. Dar este super drăguță. Ce am mai luat eu aici este o bijuterie. Dintre asta, băzăreală, adică nu-i nimica din aur. Dar, de mult timp îmi doream ceva cu semilună și cu stele și am găsit. Ia să văd dacă este la fel de faină cum îmi închipuiam eu. Oh! Ia să punem acum la gât. Deci, lănțijorul ar fi arătat super ultra drăguț, însă e mare, adică eu am un gât de vinuță și ăsta este foarte mare, nu știu, am să-l rog pe Felix să văd dacă mi-l poate scurta. Este un fel de choker, vedeți? Are multe, multe, multe steluțe. Ia să mă apropii, deci. Deci, lănțijorul ăsta de jos este ultra drăguț, cred că am să continui să-l port, dar... Ăsta de sus stă total de iurea. Mamă, dar ce rombare! Poate am să-l rog totuși pe Felix să mi-l facă. Ia uitați cât de drăguț ar fi arătat dacă era la baza gâtului, vedeți? Nu știu, îmi place chestia asta de constelație și cu lună, cu steluțe, cu chestii. Arăta super drăguț, dar e larg! Sincer, îmi pare rău de chestia asta, pentru că luream de câțiva ani, tot văzusem pe net, dar și-am crezut că o să se îndeplinească, că o să am acum. Dar se pare că nu vine.
Ok, nucilor de cocos, ăsta a fost și videoul meu pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și că v-a simțit bine. Ați văzut ce lucruri super mega cute am. Și dacă vreți să avem la fel, nu uitați linkul în căsuța cu descriere. Scrieți-mi în comentarii ce fel de video vreți să mai facem. Sincer, urmează un video super mega fain, așa că stați pe aproape. Apăsați butonul de cocolai, chiar noi ne vedem data viitoare. Pa!